Acești tineri reprezintă mândria comunei prahovene scorțeni. Copiii, de la cei mai mari până la cei mai mici, și-au descoperit pasiunea pentru dans popular și acum participă la festivaluri, competiții și concursuri atât în țară cât și peste hotare. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără contribuția autorităților de aici, care investesc în tineri. În 2014 s-au accesat fonduri și a fost reabilitat căminul cultural din centrul localității. Cu banii obținuți au fost cumpărate mobilier, aparatură modernă, recuzită și s-au pus bazele cursurilor de dans popular, modern, pictură și canto. Avem un proiect destul de amplu, adică undeva la peste 100 și ceva de mii de euro, însemnând costume populare, mobilier, tot ce se vede în sală, fond de scenă, aparatură electronică, sonorizare, laptopuri, birouri. Suntem înființați din anul 2014. Mesajul nostru este promovarea tradițiilor. Pe asta punem accentul și în acest scop avem foarte multe deplasări la festivaluri. Am fost foarte solicitați anul acesta. De asemenea, cu sprijinul Consiliului Local, ne-am deplasat și la un festival internațional în Macedonia. Pentru a atrage cât mai mulți copii, activitatea a fost intens promovată în toate localitățile și astăzi 4 grupe de copii activează aici. Căminul cultural pune totul la dispoziția copiilor, iar deplasările sunt suportate de Consiliul Local. Fiecare participant are asigurată ținuta și toate obiectele de recuzită. Asta e fota tradițională zonei de Muntenia. Avem ia, avem poalele și brâul, avem inclusiv ilice, care le punem pe deasupra, avem în dotare, asta este ilicul. Așa arată o cămașă de bărbat. Pe același model, modelul cu roata. Pe lângă dansul popular și canto popular, copiii au și cursuri de pictură, în cadrul cărora își dau frâul liber imaginației, și de asemenea cursuri de dans modern. Și căminul cultural din satul Mizle a fost renovat și dotat. Aici au loc sărbările elevilor de la școală, proiecții de filme și activități extrașcolare. Autoritățile din Scorțeni au înțeles că trebuie să investească în tineri, pentru că ei reprezintă viitorul comunei. Și în școală au parte de dotări de ultimă generație, săli multimedia și condiții optime pentru desfășurarea orelor de curs. Deși este o zonă rurală, copiii și tinerii de aici au posibilități și condiții la fel ca cei din oraș.